Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Green. Acest clip este atât pentru abonați, cât și pentru toți subscriberii și doritorii canalului Feed Your Green. Ce s-a mai întâmplat pe Wall Street? Săptămâna trecută am avut rezultatele mult așteptate ale liderului din inteligența artificială, Nvidia. Și au fost, așa cum ne așteptam, excepționale. Dar eu nu așteptam să facă 10% decât la deschidere, după care să cadă. Și iată că n-a căzut. E adevărat, astăzi suntem Memorial Day, bursa închisă. Vom vedea dacă 1068 acțiunea Nvidia rezistă mai mult de o săptămână sau dacă acțiunea va corecta. Cert e că în același timp cu Nvidia, toți ceilalți indici s-au dus spre maxime istorice. Dow Jones a bătut recordul de 40.000. pentru câteva ore. În același timp, Futuresul pe Nasdaq 100 a bătut recordul de 19.000 pentru câteva minute de data asta. S&P-ul a ajuns la un moment dat la 5.370, tot pe Futures, pe Futuresul pe iunie, care scade în 3 săptămâni, după care a venit corecția. Corecția a venit exact joi, imediat după rezultatele Nvidia, care au fost miercuri după închiderea bursei. Corecția a fost destul de violentă. Astfel, S&P-ul de la 2366 a căzut 100 de puncte în câteva ore. Dow Jones a căzut și el în maximul zilei vreo 1200 de puncte. Cert e că lucrurile s-au mai calmat. Dar ce vreau eu să vă comunic? Faptul că aceste rezultate Nvidia sunt excepționale, $6 pe acțiune, nu schimbă fair value acțiunii Nvidia. Noi suntem acum într-un moment de iraționalitate al piețelor financiare. Piețele sunt iraționale. Și asta e o teorie veche, teoria reflexivității a lui Soros, care spune așa, că în momentul în care piețele sunt iraționale, vom avea o iraționalitate similară și în momentul în care ele pică. Pentru că așa cum în 2001 am avut, în 2000-2001 o criza dot-com-urilor și după ce s-au umflat cu pompa au căzut mult mai mult decât trebuia, așa se va întâmpla și cu acțiunile de la inteligența artificială. Până acum, în afară de Nvidia, care a bătut toate recordurile, se află la all-time high la 1068 și sunt unii analiști care o dau și la 1200, eu rămânând la ideea că până la sfârșitul anului tot la 6-7 o vom găsi. Știți bine că am avut o corecție în luna aprilie, s-a dus la 760-770, acum a crescut iar vreo $300 până la 1068 și va da înapoi. Pentru că aceste rezultate nu pot fi menținute cu aceeași creștere de 400% a veniturilor de la un an la altul la infinit. Mai ales că este o problemă. Cine cumpără produsele Nvidia? Produsele Nvidia sunt excepționale. Ultimul B100 microprocesor este de ultimă generație și e cel mai rapid și mai performant. Toți cei care cumpără Meta, Amazon, Google și mai ales Microsoft și OpenAI le cumpără pentru inteligența artificială să dezvolte un sistem și o lume care atrage foarte mulți investitori, dar care până un alta nu face bani. Din subscrierile și fiurile de $20-30 pe lună, ChatGPT nu va face bani să acopere nici măcar, ci îl ascultă în cât a cheltuit să ajungă aici, în cât mai are de cheltuit ca să fie la înălțime. ChatGPT-ul Google mai dă și rateuri, după cum știți, tocmai a apărut știrea că cineva l-a întrebat pe Google, inteligența artificială a lui Google, despre Obama și primul răspuns care a venit a fost că Obama este musulman. Și am avut ceva scandal în piață și ceva retrogradări și evident că și acțiunea Google n-a mai crescut de unde crescuse până la 179 atât de mult. Ce am mai putea spune? Celelalte acțiuni legate cu Nvidia nu sunt la all-time high, ba sunt departe. Super Micro Computers, deși s-a dus în ziua rezultatelor la 900, știe, la 870, din 1200 cât a fost maximul istoric. Și rămân la ideea că la el tot 600 e valoarea fair value. Nu că s-ar potrivi identica la Nvidia, ci pentru că efectiv am calculat. În funcție de
venituri, în funcție de cheltuieli, în funcție de viitor, în funcție de rata de creștere și așa mai departe. Mai departe. AMD-ul, care e lider lângă Nvidia, după ce a fost 210 în martie, zace acum cu toată creșterea asta, a crescut de la 144 la 167. E foarte departe de cei 210, ba chiar e mult mai aproape de 100, minimul cu un an jumate. Ce mai avea? Microsoft, de adevărat, s-a dus cu $30 mai bun decât înainte de știri, după ce a fost sub prețul de la știri, dar și el este în ceea ce se numește o letargie. Foarte multe acțiuni ajung la un moment dat să consolideze. Problema e consolidează ca să mai facă o creștere de 230% sau consolidează să stau acolo 6 luni, 9 luni după care pică. În 90 ceva la sută din cazuri, consolidările astea prevăd nu o altă creștere, ci un picaj. Nu vreau să fiu gurărear, nu cred că economia nu merge bine, dar avem și minutele F. Ce sunt minutele F? Minutele F sunt procesul verbal pe care l-a făcut FOMC-ul, Consiliul de Administrație al Federal Reserve, la ultima întâlnire. Și la ultima întâlnire se pare că vreo doi dintre membrii Consiliului de Administrație nu numai că au refuzat total orice fel de tăiere de dobânzi și orice fel de menționare a vreunei viitoare tăieri de dobânzi, ci au spus că poate nu e atât de strânsă politica monetară, ceea ce se traduce prin mai putem ridica dobânzi. Ori dacă în octombrie, când a început creșterea, știrea extraordinară a fost că Fed-ul nu mai ridică dobânzile și de atunci tot facem pariuri când le taie, dar le-a lăsat neschimbate și tot acolo sunt ca și în octombrie anul trecut, orice fel de zvon în care ar apărea ideea că Fed-ul poate să mai mărească și o singură dată cu 0,25 dobânzile, ar duce cu ideea că ne vom afla la un moment dat în stagflație. Săptămâna asta apare și GDP-ul. Și dacă GDP-ul, care oricum se așteaptă foarte mic, creșterea economică să fie de 1,5%, este cumva vreo 0,8-0,5%, se pune problema că ceea ce ne-a spus Jamie Dimon, și anume că vom avea stagflație și va fi o nenorocire pentru economie ca să avem creștere economică zero și inflație mare și șomaj mare, pentru că șomajul a început să crească la ultimul șomaj, tocmai asta a inspirat pe toți în ideea că o să vor tăia dobânzile în septembrie. Acum nu mai vorbește nimeni despre vara asta și toamna asta, orice fel de tăiere de dobânzi e programată de către investitorii optimiști în decembrie. Știți că eu la începutul anului v-am zis că o să taie dobânzile, dar doar în decembrie. Acum am dubii dacă o să le mai taie în decembrie, că depinde foarte mult de ce știți despre inflație, șomaj și mai este. Dacă șomajul se duce puternic peste 4%, cred că le taie, dar va fi o greșeală. După ce le va tăia, le va ridica la loc, ceea ce ar fi o nesiguranță a federalilor. Să ne uităm în rest. În rest, aurul, care s-a dus până la 2400 din nou, a avut o credere imediat după această știre că dobânzile ar putea să crească. Și la fel cum indicii bursieri au corectat chiar și cu rezultatele Nvidia, așa și aurul a avut o corecție de vreo $70 de la 2410 până la 2360. Vă recomand în continuare să cumpărați GLD-ul, ETF-ul Power, care se poate duce liniștit în 260-270 până la sfârșitul anului și care acum joacă de o bucată lungă de vreme între 216 și 226. Deci aurul continui să-l intuiesc, dacă se poate spune așa, că știți bine că nu intuiesc totuși ură, dau și rateuri, până la $3000 lungi. Tesla este șușul din ultima vreme, a dat rezultate proaste ca și Apple și a crescut proaste. Numai că după ce a crescut din 144 în 196, acum a zace până la 174-176 și eu rămân la ideea că rezultatele, mai ales cele viitoare, producția de mașini, vânzările și criza în domeniul mașinilor electrice, care va apărea foarte curând, și concurența acelor din partea acționiștilor, vor duce acțiunile Tesla la 100-120 până la sfârșitul anului. Dar trebuie să avem răbdare. Vara e lungă și oricum în timpul verii nu se vor întâmpla mari nenorociri.
Piața cripto. Piața cripto, știți că a prevăzut o corecție până la 58. A venit, după care normal acum ar trebui să avem un nou all-time high la 80.000 pe Bitcoin. Ethereum, în schimb, a avut o creștere spectaculoasă pentru că a apărut atât pe lângă ETF-ul pe Bitcoin și un ETF pe Ethereum. Trebuie să știți că în momentul în care ETF-urile astea apar scoase de BlackRock, înseamnă că foarte mult volum din tranzacționarea o criptomonede pe criptomonede de mainstream, adică Bitcoin și Ethereum, se mută pe bursele clasice și pleacă de la Binance, de la Coinbase și așa mai departe. Dar mai e ceva. Faptul că tu poți să shortezi foarte în regulile normale, fără să dai 50% pentru a împrumuta un Bitcoin și a-l shorta, duce și la mișcări în jos foarte puternic. Așa că dacă, chiar dacă eu cred că se va duce Bitcoinul la 80.000, nu înseamnă că nu mai avea, va mai avea volatilitate de tipul sus-jos de 5.000 de dolari într-o zi. Dar vom fi aici și vom comenta fiecare mișcare. Certe că a făcut corecția necesară la 58-59.000, acum e 68.000 și poate să ducă liniștit la 80.000. Mai sus e foarte greu. De fapt, e mult mai greu să treacă de 73.000 unde a acumulat rezistență. Bun! Ce pot să vă spun este că dobânzile la titlurile de la 10 ani sunt la 4.44. La un moment dat au căzut până la 4.31, dar s-au nefăcut. E adevărat că suntem departe de 4.60. Dacă ne uităm la dobânzile pe 6 luni, pe un an și pe 2 ani, o să remarcăm că inclusiv dobânda la un an e mult peste 5 și asta înseamnă că niciun fel de investitor nu se gândește că într-un an de zile, începând de astăzi, vor tăia dobânzile cu mai mult de 0,25. Deci o singură tăiere într-un an. Ceea ce nu e ceea ce așteaptă piața. Piața așteaptă tăieri de dobânzi continue de 0,25 fiecare lună, așa cum au fost ridicările, și vrea să bată dobânzile de 9 la 2-3%. Dar ele vor sta mult peste 5. Și cu cât stau mai mult peste 5, cu atât economia va merge din ce în ce mai prost. Dar până atunci, fiți atentă, vedeți ce se mai întâmplă. Cei care sunt strategi bursieri veți primi fiecare săptămână chestii la zi despre bursă. Acțiunii adevărat s-a cam terminat sezonul de știri, mai avem Oracle, Dell și Adobe. Și după asta vom avea ședința FED. La ședința FED-ului o să organizez din nou, așa cum v-a obișnuit, un Zoom gratis de vreo 2 ore, în care vom comenta ce spune domnul Powell și ce ne spune tot FOMC-ul și cum votează. Cert e că procesul verbal de la ultima ședință a dezamăgit puternic, iar cel care îi sperie cel mai mult pe investitori e Jamie Dimon, care chiar dacă merge la pensie, rămâne cel mai important bancher la ora actuală. El conduce cea mai mare bancă și cea mai puternică bancă de pe Wall Street, anume JP Morgan. Și Jamie Dimon a spus că o va da stagflație care va dura câțiva luni. Până atunci, să fim optimiști, prețurile cresc, ne-au apropiat din nou de maximele istorice, poate reușim să le mai domorâm de câteva ori. Nasdaq e foarte aproape să doboare 19.000 și S&P-ul 5.400 și Dow Jones-ul să, în sfârșit, să închidă măcar într-o zi peste 40.000. De fapt, a închis într-o zi, dar să rămână acolo mai mult. Dar părerea mea este că cam aici e all-time high. Nu vom avea o prăbușire masivă, vreo corecție de asta de 10% într-o săptămână, dar vom avea ceea ce se numește letargie bursieră pe tot parcursul verii. Toamna, în schimb, va fi grea. Foarte grea, pentru că dacă dobânzile rămân așa încă 3 luni de zile, economia reală, cea care muncește, produce, va fi profund afectată.